Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu cu un nou vlog, dar stați mai puțin în ce scute. N-am în ce lua sare, de copii. Mă apuc să prăjesc carne de porc. Care am fript acum de Paște. Și o prăjesc. Și o pun și asta la garniță. Așa ce se fac, să lăsăm să strice. A fi plouat mai înainte, ba. A plouat, nu vine. Eu uită strigem cu tot carne. O prăjit și o plouat, dar nu. Vedem ce am aici. Hai de cap, nu e aici. N-am să spăl toate vasele aici, să strâng gunoaiele în sac și să nu le fărâme câinii. E dezastru total aici, am cer scuze. Dar, na, așa e. După Paște, ia uitați ce e. Încă plouă așa. Nu mai plouă așa mult acum. Am făcut un vlog mai devreme. M-am schimbat și acum am apucat de treabă. Ia uitați și pe mama. Ce ai pe tine? Vă să ia la pe mine. Doamne! Nu mai se ia. Nu mai se lasă, vă să vă să ai pe mine. A pus furculețul? Da. Bravo. Bine, până cu spatele mele pe aici am învățat. Uite, a plouat pe scaun. Ia dă-mi găleata aia la mine, să pun barba mea. Să spăl toate vasele, să spăl uneltele astea lui tata unde a pus porcul pe ele, le spăl, le duc în cramă, frumos acolo, aranjate. Ia uitați, prieteni, câtă carne aici. Cum să arunc carnea asta? Nu mă mușchi, nu mă... Și dacă o pun la congelator, nu mai are același gust. Știți cum e la congelator. Așa, prăjită în ulei, o pun într-o... Ia stai să mă sună Leonardo. Ia veni să meargă la bâlci acum. Da. Și bâlciul s-a terminat, cred că. De mai de tot. Unde să merg eu la bălci? Că n-am mașină. N-am nici bani, să spun sincer. De unde atâția bani? Bălci, noi n-am făcut niciunul. Sunt cop.
copii, mama, au fost și a fost el și normal acum să vrei și el. Da, uite că n-am bani, că l-aș duce. Dar poți să-mi duc, că taică să-i vii acasă. Bunicul său. Ce treabă am eu cu taică să? Dar poți să-mi duc, că dacă îl ceri. Ia uite cum se prăjește aici. Să aduc apă, să pun în postava aia și să spăl toate tăvile. Ia să umplu trogherul. Păi e plin, uite, eu mai pus-o în saci. Nu mai am saci din aia mari negri. Acolo ce? Ce? Nu băga pe aia. De ce? E gemel, gemel să nu bagi. Nu, nu. Alege-o și mie, care e de porc. Păi lasă coștile, nu mai băga tu din sacul ăla. Păi la ce l-ai adus pe femeie? Mă, femeie, femeie, tu l-ai adus. Mama, ai zis că aici e carne de porc de aici. Lasă cum vede, eu dau, îți frige tu pe asta prima dată. Nu mă de miele aici, eu zic să nu mai pui nimica. Bine. Bagă tu ce ai aici. Uite-te la carne, mă duc să aduc apă să spălase. Să aduc... Lua și găleta, pus și varzane. Păi lumina nu trebuie, ia pe lantă. Care a fost varzanea, pulește și mă aduc, apă în ea. Bine, prieteni, haideți că mi-ai revenit. Opa. Am revenit, bine, să mai filmez. Unde m-am scăpat? Eu am mai terminat o parte de vase aici, să le limpezesc. Asta aici e curcubeața. Unde l-am tratat pe Bobica. Și la fărgurile ceală pe zi. Păi, trebuia să încercăm. Să încercăm să fie totul bine. Vede, oarele astea ale lui mama trebuie băgate în sodă. Să se ia, astea sunt oale mai vechi, tigăi de lucru. Ai uite o gine la bunică ta frutură. Da, s-o iau. S-o iei, că dacă stă mai mult, să scrie de pe el. Confiscată. Da, e confiscată. Ce e? Iar s-a pus! Mă las să crească porumbul, drugă! Multe oale, prieteni, nu le-am mai spălat atunci. Aia mai trebuia să spăl oalele noaptea de Paște. Fie că cădeam în avia. Dacă spălau și oalele în dimineața aia... Fie că eram turbat. Opa, mă lua! Am spălat eu curtea. Ce nebun am fost! Am spălat mama curte, eu am făcut curățenie în bucătărie, Mădălina prin casă. Somnuroase și alergam. Pâinea la dospi, sarmalele la foc, sarsule, eu fugi! Stai degeaba pe lângă mine! Ce-ai, fată? Ce-ți beri? Mă, lumină. Sars? Nu, mamă, s-a potrivit. Am pus niște untură la încălzit, că nu ne ajunge să punem peste carne. Uite că s-a pus ploaia, cresc eu și porumbul, nu? Păi, dă timp cu nu mai dau, da. Asta e. Mai cresc o țâră. Să n-ai crescut când trebuie. N-am crescut, n-am crescut, dar pezesc și în cramă le duc pe toate. Sau le las tot aici. Cum vrei tu? Cum depinde.
E bine. Cum e vremea. Da. Ceasca. Atâtea gunoaie s-au strâns iar, Doamne! Ce mai e? Sărăcească. Cine? Căvântura. Sărăcească? Uh-huh. Păi de ce să sărăcească? Păi nu cred că am mărit mult. Mamă! Acum îl spălăm aici. E capul meu. Ce e aici, Doamne? Parcă am făcut nuntă. Am avut o bană, o lumină, poate. Da. Era cât pe ce? Da. Lasă că aici trebuie să aduc apă. Uite, a rămas făina pe lighen. Cine e? Mai avem fumul safir. Cu cine vorbești? Lemnile alea, suportele, le spăl cu prosopul, așa. Tu nu faci japonile. Nu, nu. Le spăl cu prosopul, ud. Nu? Într-o zi, când o să fie mama mai, așa mai bine. Păi ce, nu sunt bine? Sunt bine, mare. Fierbe într-o oală mare, sodă. Vrei să mura cu sodă? Fierbem cu alea, cu cine? Nu vine înăuntru, știu unde să vină. Și facem toate oalele frumos. Da.
Mai ales că astea le mari nu erau așa. Le-am pus pe pirosiile astea le mari. Și ăștia a distrus tot. Afumă. Afumă oalele. Mai e vreo oală? Ia uită-te, șefa! Oale mari, mai sunt ele spălate? Oale mici. Nu mai ești. Păi ea sunt spălate. Acolo sunt spălate, nu? Da. Nu mai te băga la ea cu... Nu, băi, băi. Alea sunt ale tale. Da. Dar de unde cade tot pe mine și răcealci că la omul și tot... Ia-ți ăsta de aici. Mă, mâncat, mă. Hai, du-te, fă-i loc în altă parte, te rog frumos. Și am plecat. Să fac și lemnul ăsta frumos. Mă, femeie, mai mâncați, tu n-aveți loc de mine. Cât de bine m-am băgat apă pe el? Nu știu dacă strigi. A intrat acolo, la mijloc, prin el și nu mai iasă. A, o să iei și pe asta. Ce? Că gata. Că nu dă deasupra lumină. Doamne Iisus. Ce poți, lumină? Ce poți? Nu vezi? Vezi lua asta, apa. Ai căcălit tot. Ce-am făcut? Ai căcălit. L-aducem. Nu a zis să-l aduc, îl aducem. Ale mândouă. Uite, aici e problemă, uite. Mangi, cuțu! Mai trebuie apă. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul meu. Nu vă mai rețin să vă plictisesc. Eu rămân aici să-mi termin treaba mea, că mai am mult de făcut. Carnea a ieșit foarte bine. Ia uitați, foarte crocantă. Cam atât, prieteni, eu vă mulțumesc pentru tot. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să-mi dați și mie acolo un like. Să vă abonați. Un comentariu. Nu contează că e bun, rău. Eu îl accept și așa. Și să mă urmăriți pe mine, prieteni. Vă rog, din sufletul meu. Și vă doresc o seară plăcută, că deja este seară și eu vreau să termin, că iar mă ia potopul. Vă pup, pa, pa!